Cei 50 de copii îngrijiți la cele trei centre ale Complexului de Servicii Prichindelul din Sibiu au primit astăzi vizita înalt preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Ierarhul a fost însoțit de reprezentanții Departamentului de Asistență Socială al Arhiepiscopiei Sibiului, care le-au pregătit micuților daruri de sărbători, constând în pachete cu dulciuri, jucării, sucuri și alimente. Copiii au pregătit pentru oaspeți un program de poezii și colinde, mulțumindu-le astfel pentru că și în acest an au venit să le aducă daruri și binecuvântare. Un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu au cântat mai multe colinde la finalul sărbării pregătite pentru acest moment. Înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu i-a felicitat pe copii și pe cei care îi îngrijesc și i-a asigurat pe toți de grija permanentă a Arhiepiscopiei Sibiului pentru ca cei mici să primească cele necesare. Vreau să-mi exprim un sentiment dublu, un dublu sentiment. Întâi de toate, dragostea și prețuirea noastră față de copilașii aceștia. Ne apropiem de... Deci, ieri a fost Sfântul Nicolae, Moș Nicolae, care a iubit copiii. Vine Crăciunul, când Mântuitorul Hristos, Dumnezeu s-a făcut om, dar copil a venit. Pruncul se naște în peștera din Betleem, dar se naște și în sufletele fiecăruia dintre noi. Al doilea sentiment, la fel de puternic, este prețuirea pe care o avem față de dumneavoastră, care sunteți părinții acestor copii, care faceți un lucru pe care ar trebui să-l facem noi, societatea, toți în parte, dar v-a ales Dumnezeu și sunteți puși aici ca în cazul acestea extraordinare, pentru copii cu dizabilități, pentru cazurile deosebite din familii, să interveniți. Noi vă suntem parteneri. Între Arhiepiscopia Sibiului și Complexul Prichindelul din Sibiu există de ani buni o strânsă colaborare pentru ca beneficiarii din cele trei centre să primească periodic ajutor și asistență religioasă. A fost un moment de bucurie atât pentru noi ca echipă a Complexului Prichindelul, dar bucuria a fost mult mai mare pentru beneficiarii centrelor noastre, pentru copiii din cele trei centre, pentru mamele din centru maternal, pentru copiii abuzați, neglijați, exploatați, de asemenea pentru copiii cu dizabilități. Este într-adevăr o tradiție pentru că am sărbat venirea moșului și faptul că în alt preasfinția sa a fost acompaniat de un grup de studenți de la teologie, arată încă o dată legătura care există între acest așezământ și Arhiepiscopia Sibiului, respectiv Facultatea de Teologie. Reprezentanții Departamentului de Asistență Socială al Arhiepiscopiei Sibiului, împreună cu reprezentanții Centrului de Instruire pentru Comunicații și Informatică Decebal din Sibiu, vor vizita și în perioada următoare copiii de la Complexul Prichindelul pentru a-i colinda și a le duce copiilor daruri.